Apostolul, Evanghelia și Sfinții Zilei. Apostolul și Evanghelia de Miercuri, în săptămâna a treia după Sfintele Paști. Apostolul, din faptele Sfinților Apostoli, citire. În zilele acelea, Simon, văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani zicând: dați-mi și mie puterea aceasta, ca acela pe care eu voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis către el: banii tăi să fie cu tine spre pierzare, căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se dobândește cu bani. Tu n-ai parte nici moștenire la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, deci, de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cugetul inimii tale, căci întru amărăciunea fierii și întru legătura nedreptății te văd că ești. Și răspunzind, Simon a zis: rugați-vă voi la Domnul pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce ați zis. Iar ei, mărturisind și grăind cuvântul Domnului, s-au întors la Ierusalim și în multe sate ale samarinenilor bine vesteau. Sfânta și dumnezească Evanghelie de Miercuri, în săptămâna a treia după Sfintele Paști. Citire din Evanghelia de la Ioan. Zisa Domnul către iudeii care crezuseră întrânsul: eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus vouă că m-ați văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă mie Tatăl la mine vine și pe cel care vine la mine nu-l voi da afară, pentru că m-am pogorât din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis pe mine. Iar voia celui care m-a trimis pe mine este aceea, ca din toți pe care mi-a dat mie să nu pierd pe niciunul, ci să înviez pe ei în ziua cea de apoi. Ajută-ne, Doamne Iisuse Hristoase, precum Tu ai făcut voia Tatălui, așa să facem și noi voia Ta, ca în toate să fie proslăvit preasfânt numele Tău în vecii veciilor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Sfinții zilei de 3 mai. Sfântul cuvios Irodion de la Lainici, Sfântul mucenic Diodor, Sfântul mucenic Rodopian diaconul, Sfântul mucenic Timotei, Sfânta muceniță Mavra, cinstirea icoanei Maicii Domnului din Sven. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.